Bună dimineața! Nu vreți să știți ce artificii se întâmplă aici, astfel încât să pot ține camera așa și că trebuie să vin eu un pic mai aproape de voi, astfel încât să ne vedem, iar astfel încât. Am pe mine body-ul acela modelator pe care l-am luat de la Primark ultima oară. Cred că ați văzut haul-urile Primark de dinainte de a pleca în Dubai, că au fost câteva. Să știți că este extra fain. Mi-ar plăcea să mă reîntorc în Primark, adică, na, o să mai merg la cumpărături la ei, nu e ca și când asta a fost singura dată, dar mi-ar plăcea să mă duc să mai caut și pe negru și eventual și pe alb. În situația în care am o rochie albă mai târziu și îmi trebuie neapărat un, mai târziu, adică în sezonul mai cald, și îmi trebuie neapărat un body alb. Dar, da, foarte, foarte fain și rețin că am dat pe el în jur de 30 de lei, ceva aproape simbolic, dacă stai să te gândești. Aoleu, cine îmi scrie mie deja la ora aceasta? Cristian! E 8:30 în România. Cristian îmi scrie dragul de el. Arăt așa pentru că m-am trezit recent. Sincer, am dormit foarte bine. De la 12 noaptea la 7 dimineața. N-am prins 8 ore de somn, dar în fine, de cât de loc este bine și așa. Îmi fac rutina de dimineață, m-am îmbrăcat, îmi trag și rochia după ce mă dau cu cremă, mă pieptăn, mă machiez un pic, un pic și cobor la micul dejun, pentru că aș vrea să stau un pic liniștită la micul dejun. Nu știu ce cremă să pun. Am acest Be Sun Safe, pe care voi nu-l vedeți din pricina luminii, îmi pare rău. Și mai am și crema asta, Wine Elixir. Sincer, nu mai pun pe asta. Nici nu m-am gândit că n-ar trebui să o mai iau, pentru că mie îmi trebuie SPF pe sub machiaj și atunci o pun direct pe asta. Uite, m-am cărat cu o cremicică degeaba. Stați că aceasta, din pricina presiunii din avion, cred, iese așa un pic necontrolat la început. Îmi pare rău că trebuie să fac asta, dar trebuie să stopez cumva ce iese. Măi! Efectiv, trebuie să mai iasă un pic. Mă enervează când se murdăresc cremele așa aici, nu suport chestia asta și tot timpul încerc să controlez acest proces ca să am cremele curate aici la bază. Mi-am pus cremă, cred eu suficientă, sper eu suficientă, oricum ea este SPF 50 și astăzi nu se anunță chiar soare. Se anunță soare, dar nu atât de mult și nu toată ziua și noi o parte din zi mergem oricum cu autocarul și oricum este iarnă și soarele nu este puternic. Iarna pot să port și un SPF 30 chiar, dar eu sunt obsedată de SPF. De când am înțeles cât este de important, înainte nu purtam deloc, dar de când am înțeles cât este de important, sunt obsedată de el și îl port fără excepție. Adică vară, iarnă, indiferent de sezon, îl port. Nu pare că mi-a lăsat filtrul alb, este în schimb ușor, ușor grisi. O să vedem imediat dacă intră în piele și cum intră în piele. Ce pot să vă zic este că acest elixir e, doamne, doamne, mă duc acasă și îl desfac și pe cel mare pentru că îl vreau neapărat pe fața mea mult timp. Fac aici ce mai am de făcut și ne reauzim când mergem la micul dejun și vă povestesc și ce facem. Ia să văd cum ne vedem așa, pentru că vreau să mă încalț. Mi-am luat pe mine rochița neagră, cea pe care mi-ați admirat-o, pe care am cumpărat-o de la Zara. Doamne, e cea mai bună investiție pe care am făcut-o. Sincer, mi-ar plăcea să mai cumpăr și pe alte culori, pentru că se așează atât de bine pe corp, încât o mai vreau și pe alte culori. O să mă dau cu parfum, reorganizez, sper că nu vedeți chiloții. Nu vedeți chiloții, îmi vedeți body-ul care e pus peste dres, așa că nu aveți ce să vedeți nasol, că dacă vreți vă arăt și eu. Am dresul și body-ul pe deasupra, ca să nu avem discuții că mi-am arătat chiloții pe internet. Erau pe sub, aveam dresul pe mine. Așa. Sunt un pic pe fugă,
pentru că m-a sunat șefa, că mă vreau un pic în camera ei, că avem ceva de vorbit, așa că întorc camera aici la oglindă să vă arăt și vouă ținuta per total, pe deasupra o să-mi iau hăinuța asta drăguță și simpatică, pe care nu prea am eu unde să o port, dar pe care bine că am luat-o cu mine, îmi prind un pic părul, că ieri mi-a intrat toată ziua în gură și nu mai puteam, cât am stat în Viena, și apoi mă duc la ea și apoi mergem la micul dejun. Și vă povestesc ulterior ce facem. Mi-am pus rujul pe care mi l-a dat Iulia, cel mic de la Najolari, și să știți că am găsit chiar și în avion, în ofertele pe care le au ei în avion, produsele lor, și o să vă povestesc ori astăzi, ori mâine, în clipul de mâine în care mergem înapoi acasă, vă povestesc despre brandul acesta, că e un brand italian. Și interesantă treaba cu ei, nu știu dacă se găsesc la noi, probabil că nu, probabil că ea are miniul acela de undeva din Italia, la o sesiune de shopping sau mai știu eu, dar hai să merg la șefa. Nu, hai să vă arăt și vouă ce am compus aici, apoi merg la șefa, apoi mergem împreună la micul dejun și apoi plecăm împreună și vă zic și unde. Ia uitați-vă, asta este ținuta, așa arată. Cizmele, pentru că mi-am luat aceste cizme înalte, nu știu cât le vedeți, hai că le vedeți bine, sunt tot de la Zara, le am de câțiva ani și îmi plac foarte, foarte mult. Rochița asta este Zara, body-ul știți pe dedesubt, iar parfumul zilei este acest Smoke Cherry, care este inspirat din, cred că Cherry Smoke, se cheamă cel de la Tom Ford, iar eu mi-am prins părul, mă dau acum bine, bine de tot cu parfum. N-are pulverizator chiar bun parfumul ăsta, nici nu știu, nu-mi dau seama, dar îl pulverizez eu acum și vă zic vouă când ieșim din cameră și fug repede la șefa ca să putem să mergem la micul dejun. N-am apucat să mai vorbesc cu voi. Doamne, ce dimineață! Sincer, nu e o dimineață tipică la hotel, într-o vacanță, absolut deloc, dar sper eu să fie o zi foarte faină. Mergem acum la Institut Alergozan, institut care se ocupă și este dedicat cercetării de 30 de ani, dar vă povestesc un pic mai târziu. Mergem acum la Institut Alergozan și abia aștept să vă iau și pe voi cu noi. Fabricile lor sunt pe tot parcursul Europei, deci noi aici nu vizităm nicio fabrică, pentru că știu că am primit această întrebare. Ok, am ajuns la institut, cred că se aude motorul autocarului. Îl am și pe Leul Victor cu mine, cu care o să vă fac și vouă cunoștință diseară. Ce vreau să vă zic legat de acest institut este, în primul rând, nu e vorba de fabrică, nu vom face un tur de fabrică, aici este doar institutul. Institutul Alergozan, pentru că așa se cheamă, se află pe piață și se ocupă de tratamentul, de găsirea de soluții probiotice, și medicina asta probiotică este din ce în ce mai răspândită și o să capete din ce în ce mai multă notorietate în următorii ani, de peste 30 de ani, că de aici voiam să pornesc. Institutul există de peste 30 de ani, găsește soluții pentru probleme legate de partea asta intestinală. Acum scuzați-mă dacă explicațiile mele sunt un pic mai populare, ca să zic așa, pentru că nu sunt doctor și nu aș putea să vă vorbesc în termeni extrem de științifici, dar mi s-a părut interesant să vă iau și pe voi cu noi aici și să vă împărtășesc niște informații care poate că vă sunt de interes, în primul rând, și în al doilea rând, nu știu, împărtășim niște lucruri de cultură generală, dacă vreți. Abia aștept să văd ce facem aici și cum o să decurgă totul. Repet, aici este doar centrul de cercetare, nu este vorba și de fabrică. O să ne împărtășească niște oameni, niște experiențe, o să vorbească și invitații noștri, adică doctori, despre cum au folosit probioticele și produsele Institutului Alergozan pentru a ajuta cumva organismul. Și cam atât. Mă duc înăuntru. Am pălăvrăgit mult și degeaba. Nu prea pot să mă concentrez pentru că am început această zi foarte, foarte devreme.
Anita, da. Impresii? Impresii, sunt extrem de impresionată. Ești? Da, avem o gamă largă de probiotice. Victor, vino încoace. Victor. She founded the Institute Aleva-san, which is the heart of Omnibiotic. So a lot of product concepts are developed here and brought into reality. And 30 years ago, Anita had a really personal impact because her husband died due to a gut cancer. And it's really, I now have goosebumps standing here because the success we have together is amazing. The cases that we have heard in the last weeks, we were really astonished by every single case that we were able to experience together with the doctors. Life-saving, of course, but they also have the potential to destroy not only pathogens, but also, let's say, the good ones, which can lead to dysbiosis, in fact. Or you could also say this would cause a potential disturbance of the whole intestinal ecosystem. Why? Because, as I said before, antibiotics destroy bacteria, also the good ones, and they are also a potential harm to our intestinal mucosa. What you can see here, and this may be well familiar to you, is a schematic depiction of the intestinal barrier. And you may know that there are gut bacteria, which protect us from many things. The intestinal mucosa, it is said that the expansion of this area is about 2 tennis fields, or like about half of a football field. Here is the normal diagnostics that leads to a diagnosis of 3 months colic. It occurs normally during the first 6 weeks of life. This is interesting. When, if at all, it starts early, just after birth. So here in numbers, as a summary, the reduction of infantile colic prevalence, namely a reduction from about 30% in normal children to 5%. So this signifies a minus of 85%, which is really remarkable. And what is the meaning for the whole situation? It is, of course, a significant relief for both parents and the children. So it's a big pleasure now to welcome you to our second part. And we personally are really excited about the second part because now we can really hear your experiences and have hopefully a very lively discussion together. Thank you. Let me please start by thanking you for the invitation. This tree can make up a threat for the metabolic syndrome. I invite you to answer this question together by reviewing 2 clinical cases. What happens is just like we see in the image. People reach for medicine or surgery, want fast results. And few are those who truly understand that it's essential to make changes in the eating habits that lead them to the point. Ce zi nebună! Suntem la Muzeul Arheologic. A durat foarte mult aici. Era un domn foarte drăguț la intrare de altfel, dar destul de necunoscător. Merg să organizez grupul și vă povestesc după despre ce este vorba. Aș dori să pot să vă spun mai multe lucruri despre locația asta pe care o vizităm, doar că nu am deocamdată. Am un singur pliant, adică acesta, cu o hartă, astfel încât să știm să ajungem la destinația noastră și cam atât. Și sincer sper că am luat-o bine pe aici, că mă nedumerește un pic zona asta. Domnul de la intrare, de la check-in, era foarte drăguț, săracul, și știa și engleză, doar că a durat foarte mult până a făcut formalitățile. Noi vizităm situl arheologic și nu știu cum se numește cu totul acest castel. Schloss Eggenberg, teoretic, și ar trebui să fie acela de acolo din spate. Și grupul vine extrem de greu, extrem de greu. Și după ce vizităm, sau în timp ce vizităm, dacă îmi permit ghizi să filmez, o să filmez și o să pot să vă arăt și vouă ce Dumnezeu se întâmplă aici la acest sit arheologic. Iar după asta și după masa de prânz,
Doamne ajută, o să ne ducem în centru și fiecare o să facă ce vrea. Așa că probabil că o să merg cu fetele la shopping, la târgul de Crăciun, ceva de genul acesta. Până atunci vă mai arăt zona. E foarte frumos, aici este un fel de helășteu în care sunt rățuște, iar pomii în spate sunt foarte, foarte frumoși și noi trebuie să ajungem acolo în capăt. Din păcate, nu am putut să filmez nimic înăuntru, pentru că nu se poate, doar putem să facem poze. Așa că am făcut niște poze și o să încerc diseară, în momentul în care ajung la hotel, să vă fac o poveste asupra acestui sit arheologic și să vă dau mai multe detalii. N-am vrut nici să filmez pe ascuns sau să filmez cu telefonul pe ascuns sau ceva de genul acesta, pentru că nu mi s-a părut normal. Mergem la restaurant și după restaurant o să ne plimbăm un pic prin centru. Din păcate a început să plouă, sper să se termine repede cu ploaia, astfel încât să vedem și noi centrul orașului și poate un târg de Crăciun, dar eu am o eșarfă la mine și nu mă deranjează dacă plouă, îmi pune eșarfa în cap, o să mi se ude blănița, o să ajung ca un cățel plouat acasă, dar asta este. Hai să ne auzim mai târziu. Prin ploaie am găsit acest păun superb și vi-l arăt și vouă. A început să plouă destul de tare. Aș fi vrut să vă mai arăt această grădină foarte frumoasă, dar plouă. Este superb acest castel, nu știu de ce nu am putut să-l vizităm, dar n-am putut să-l vizităm, așa că vi-l arăt și vouă pe din afară. Este foarte, foarte frumos. Mi-aș dori să pot să captez culorile din curtea aceasta, din păcate camera nu captează realitatea culorilor. Este superb, superb. Am ajuns la mall. Ne-am oprit aici cu grupul, ne-a lăsat șoferul. Mă vedeți? Îl aștept acum pe colegul meu. Ce tare mi se pare faptul că oamenii pot să intre cu animăluțele de companie în mall și în magazine și nu le zice absolut nimeni nimic. Îl aștept acum puțin pe colegul meu și o să mergem spre târgul de Crăciun, care ar trebui să fie la vreo 20 de minute distanță, doar că nu-mi dau seama încotro trebuie să mergem. Cred că în partea aceea și așa, nu știu, nu mă descurc, dar ar trebui să ne reauzim de la târg, că, sincer, parcă aș vrea să intru prin magazine, dar parcă n-am chef să intru prin magazine, nici nu știu ce să zic. Vă aduc la cunoștință faptul că orbul a grăsit brăila, dar eu nu știu dacă noi găsim târgul acesta de Crăciun. Crăciun. Să bem și noi un vin fiert într-o cănuță din aia cizmuliță, că cam căutăm de ceva vreme. Dar mai insistăm. L-am găsit! Și vedeți voi acolo unde scrie Graz. Doamne, ce fericire că am ajuns și l-am găsit. Nu vedeți că trece multă lume, dar acolo scrie Graz. L-am găsit! Abia aștept să mă uit pe la toate căsuțele, că sunt cu prietenul meu și colegul meu Adrian și vrea să ne uităm la toate căsuțele, să cumpărăm ceva și să bem vin fiert. Yay! Să știți că nu știu ce târg să vă mai arăt, că mi se pare că e foarte mic, dar uitați-vă la această clădire dantelată. Este absolut superbă arhitectura. Superbă!
Mai căutăm încolo acest târg, poate îl găsim. Târg de mâncare, dacă doriți, dacă poftiți. Recunosc faptul că, ce mai am 11% baterie, că mă așteptam la altceva din partea târgului de la Graz. Nu are nimic în comun cu târgurile de la Viena, nici măcar cu cel mai mic dintre târgurile de la Viena, la modul că e foarte mic târgul de Crăciun la Graz. Și ne-au mai zis oamenii cu care suntem aici, care au mai văzut și altele, sunt mai multe în Graz, sunt vreo 5, că li s-a părut că erau și mai puține căsuțe în altă parte decât la primărie acolo unde am ajuns noi. Inițial părea mai mare și părea că o să fie chestii mai faine. Din nefericire e foarte multă mâncare și noi, pentru că avem tot ce ne trebuie la hotel și am fost și la restaurant la prânz, Doamne, ce plăcintă bună am mâncat! Doamne, în seara asta cred că o să mai mănânc doar un desert, pentru că efectiv nu mai este foame, mă simt super plină sau poate o să mai mănânc și o supă. Oricum, nu cred că mai au camera cu mine, pentru că nu mă mai simt în stare. Am ajuns la 7 în cameră, acum este 7:54. Am ajuns la 7 în cameră și de la 7 până acum, 7 și 10, să zicem, am stat aici, pe canapeaua asta mică. Asta e o mini-canapea, de fapt. E ori un fotoliu mai mare, ori o canapea mai mică. Nu am putut să mă mișc de aici. Și o să mă duc la cină, pentru că, na, fac parte din echipa de organizare, nu pot să nu mă duc. Dar mă duc repede, stau puțin și după vin în cameră, fac o baie și direct dorm. Pentru că și mâine trebuie să ne trezim de vreme, astfel încât la ora 9 să plecăm spre aeroport. Și deși zborul nostru este la ora 4, plecăm așa de vreme pentru că ne este frică de faptul că în cele 2 ore și ceva de la Graz la Viena ne e frică să nu prindem accident pe autostradă, pentru că dacă prindem accident va fi horror și vom sta pe loc cu orele. Și ca să nu se întâmple asta, fiind și sâmbătă și probabil oamenii circulând mai mult între orașe, ca să nu se întâmple treaba asta, aș dori să ne asigurăm că ajungem măcar în Viena, pentru că de la Viena la aeroport ajungem repede. Cine știe, poate în Viena vor să ne oprească la un târg de Crăciun dacă ajungem foarte devreme. Teoretic ar trebui să ajungem pe la ora 11 și ceva și apoi pe la 1 ar trebui să plecăm spre aeroport, dar trebuie să avem cam o oră așa de stat la târg. Vom vedea. Cert este că asta a fost o zi lungă. Nu știu dacă v-am promis că vă zic ceva. V-am povestit oricum în timp ce voi vedeați imaginile pe unde am fost și cum ne-am descurcat. Am făcut și niște shopping. Am cumpărat niște bomboane de aici, pentru că nu vreau să mai repet experiența de la Dubai, în care le cumpăr doar din aeroport, pentru că aveam șanse să găsesc bomboane mai drăguțe pe aici și le-am cumpărat și am luat pentru toată lumea, evident. I-am luat și Iuliei magnet. Iulia e magnet cu Graz. Tu l-ai deja, nu știu ce-ți spun acum, că tu l-ai deja pe acesta, având în vedere că ne-am văzut cu siguranță până începe vlogmasul, altfel de vlogmas, ca să zic așa. Și la Institutul Alergozan a fost minunat. Doamne, sunt niște oameni care știu atât de multe lucruri și care studiază atât de multe lucruri și care se uită la atât de multe detalii, iar organismul nostru e cel mai șmecher calculator. Gândiți-vă că cel mai șmecher calculator din lume nu reușește să egaleze ceea ce face organismul nostru. Și nu cred că cineva vreodată va putea replica, va putea crea un organism care să facă ceea ce face corpul uman, oricât de tare s-ar chinui. Sincer, din punctul meu de vedere, cred că ăsta este țelul tinereții fără bătrânețe. Să îți dai seama de tot ceea ce poate să facă corpul tău și să replici chestia asta, corectând tot ceea ce face negativ. Apropo de treaba asta cu
corectând tot ceea ce face negativ, de dimineață la micul dejun, pentru că sunt foarte mulți doctori aici, majoritatea sunt doctori, vorbeam cu o doamnă doctor foarte drăguță și simpatică, îmi place mult de dumnea ei, și vorbeam despre cauzele unor boli din acestea, să zicem, grave, nu vreau să dau nume acestor boli, boala cu C, boala cu, în fine, cele mai nasoale. Mie nu-mi place să zic cuvântul, de asta nu vreau să-l zic, pentru că mi se pare că atunci când zici lucruri, le atragi în viața ta. Și cred că este ciudat să... Adică nu vreau să atrag lucruri de-astea în viața mea. Și ziceau că principalul factor al unei boli de genul acesta este factorul ereditar. Pentru că moștenești prin ADN, prin celule, prin toate cele, moștenești și genele acele. Și că apoi intervine factorul de risc, de factorul, cum se cheamă? Sunt factorii aceștia de risc, gen poluare, mediul în care locuiești, toate cele, dar că totul pornește de la partea ereditară. Și mă gândeam că sunt binecuvântată din punctul ăsta de vedere, pentru că nu am avut pe nimeni în familie cu probleme de genul acela. Am avut oameni cu probleme, bunicul meu a murit înainte ca eu să mă nasc, bunica mea, iată, a murit de o boală foarte nasoală într-un final și doctorii ne-au zis de când au depistat-o la ea că ar trebui să ne controlăm și noi foarte des, astfel încât să vedem din timp dacă există vreo problemă. Și iată că eu și mama ne-am controlat o singură dată în 5 ani. Bine, eu ar trebui să mă controlez o dată la 3 ani, teoretic aș mai fi în interval, dar mama mea ar trebui să controleze în fiecare an, pentru că, na, are o vârstă. Și mai sunt încă doi factori pe care nu mi-aduc aminte acum, sunt și foarte obosită. Și, dar în total sunt 4 factori care ne afectează și care produc bolile. Și da, mă gândeam că sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere că nu am gene din acelea. La un moment dat probabil că o să descopăr și eu că am niște gene și gene care provoacă niște lucruri. Doamne ferește, sper că nu. Da, până la urmă nu poți controla treaba asta. Cu ce ai venit aici, cu asta o să trăiești toată viața. Dar... Spunea și dumnea ei că e foarte bine să știi din timp, se numește într-un fel analiza pe care poți să o faci astfel încât să vezi cum sunt genele tale și nu doar tu, problema e că trebuie făcută cu toți membrii familiei astfel încât să faci o... Nu cred că genotipare, cred că e altceva genotipare, da, în fine... astfel încât să tragi o concluzie și să vezi cu ce te lupți sau cu ce vii sau de ce trebuie să ai grijă și că cel mai nasol după treaba asta e factorul ăla de mediu care vine și poate să agraveze fondul pe care ești deja. Da, nu știu, am ajuns la concluzia discutând cu dumneai de dimineață că nu mi-ar plăcea să fiu doctor și să știu toate lucrurile astea, pentru că deși există o parte fascinantă a medicinei, respectiv aceea în care poți să cercetezi, să studiezi, să descoperi o grămadă de lucruri, mi se pare că totodată poți să te încarci foarte ușor cu problemele tuturor. Și da, sunt oameni care... a ieșit pacientul din cabinet, i-a uitat că a fost vreodată acolo și că a avut vreo problemă, dar eu nu cred că aș uita atât de ușor de treaba asta. În fine, asta a fost ziua a doua, îmi pare rău că am încheiat așa ciudat. Sper că am făcut voice-over pe toate bucățile din timpul zilei, pentru că e destul de greu să filmez și credeți-mă că mai ales când ești cu un grup de oameni care... ba trag de tine că vor ceva, ba trebuie să-i duci undeva, ba trebuie să le răspunzi la ceva, ba nu mai știu ce se întâmplă, e foarte greu să pun mâna și pe cameră și să filmez. Și nu am deranjat pe nimeni, că nu e ca și când a zis cineva ceva, dar îmi este mie greu să fac treaba asta, pentru că am și responsabilitățile mele de gen birou. Dar asta a fost o zi foarte faină, sper că am selectat niște informații esențiale, aș zice eu, având în vedere subiectul acestui trip și ce face Institutul Alergozan pentru medicină și pentru medicina natural care, zic ei,
și pentru organismul omului, astfel încât să îi fie omului bine. Și sper că v-am selectat și vouă niște informații pe care poate ar fi bine să le cunoașteți. N-am putut, așa cum v-am zis, să filmez la muzeu pentru că au zis doar puteți poza. Am filmat un pic la masa de prânz. Doamne, cum a fost plăcinta aceea și trudel, ce Dumnezeu era el. Gorgeous, divină și superbă. Și apoi ne-am plimbat, târgul de Crăciun total dezamăgitor. O să vă arăt poate când ajung acasă ce mi-am cumpărat, pentru că nu mă mai simt ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat două chestii mititele, pentru că sincer nu mă mai simt în stare să vă arăt acum, dar vă arăt atunci. Și atât. Nu vă mai zic nimic. Ce să mai fac? Nu vă mai zic nimic. Închei și această zi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că nu v-am ocupat prea mult timpul și ne vedem mâine cu micul dejun. Probabil că pe ăsta o să-l filmez. Poate facem și un tur scurt al hotelului. Chiar mi-ar plăcea să facem un tur al hotelului, dar pentru asta trebuie să mă mobilizez foarte dimineață. Dar dacă adorm în seara asta mai devreme, sigur mă voi putea mobiliza. Să vă arăt și vouă cum sunt împrejurimile, împrejurimile. Să vă arăt un pic așa designul hotelului. Turul camerei l-am făcut deja. Trebuie să vă arăt melcul de la intrare. E foarte haios, e super simpatic așa. Apoi mergem în Viena, cu puțin noroc, mai stăm o oră pe acolo. Nu știu dacă o să ne lase să ne dăm jos în autocar, dar eu sper, cel puțin. Și apoi la aeroport, dăm cu nasul și prin duty free, pentru că știu foarte bine duty free-ul din Viena, că am fost deja de câteva ore aici. Și știu că e mare duty free-ul și au o ofertă bogată, sper să aibă și niște reduceri sau niște oferte speciale. Și după mergem acasă, unde sper să mă ia Cristian de la aeroport și să mergem un pic în Băneasa. Și o să vedeți mâine și ce sper eu că îmi voi cumpăra din Băneasa, pentru că ce să credeți, duminică am un proiect foarte drăguț, de care am aflat de dimineață la prima oră. Și o să am și o colaborare foarte, foarte faină. Doamne, de când îmi doream această colaborare și iată că s-a îndeplinit. Doar că nu pot menționa detaliile ei până în momentul în care ea nu intră în vigoare. Vă pup, vă îmbrățișez. Aș încerca să mă duc să văd care-i treaba la cină. Îmi pun camera la încărcat pentru că se pare că nu mai am baterie. Și ne auzim în vlogul 3, adică în următorul, cu micul dejun, plimbare și aeroport și shopping la Băneasa.